O petrecere de botez la care participau peste 100 de persoane a fost întreruptă aseară de polițiștii buzoieni. Botezul ar fi fost organizat de un preot pentru copilul său. Evenimentul era organizat la un local situat la ieșirea din municipiul Buzău, iar polițiștii și jandarmii au acționat după ce au fost anunțați de către unul dintre participanți. Oamenii legii au intrat în local, au oprit petrecerea și au dat mai multe sancțiuni. Organizatorul evenimentului este preotul din Cernătești. Acesta a fost amendat pentru zădărnicirea combaterii bolilor cu 2000 de lei. Potrivit oamenilor legii, peste 100 de mesene au fost găsiți în restaurant. Preotul susține că în restaurantul amenajat special pentru festivități se aflau câteva zeci de persoane care nu aveau nicio legătură cu evenimentul său. Forțele de ordine care au intervenit au legitimat 65 de persoane, aplicând 30 de sancțiuni contravenționale participanților la eveniment. De asemenea, urmarea intervenției, petrecerea a fost oprită și toate persoanele au părăsit restaurantul.